Astăzi, președintele Consiliului Județean Argeș, Constantin Niculescu, l-a prezentat pe noul administrator unic al Consiliului Județean Argeș, Florian Pena. Președintele Consiliului Județean a vorbit și despre responsabilitățile ce îi vor reveni acestuia în cadrul administrației județene. Avea două domenii foarte clare. Un domeniu înseamnă o preluare a problematicii de îndrumare și monitorizare a activității personalului nostru tehnic. Deci e vorba de administrarea propriu-zisă a ceea ce înseamnă activitate tehnică și administrativă. Și partea a doua va avea sarcină expresă legată de monitorizare și promovarea proiectelor pe bani europeni. La rândul său, Florian Pena, care își va prelua funcția de la 1 august, a declarat că va încerca să eficientizeze activitatea Consiliului Județean Argeș. Principala mea responsabilitate în momentul de față, așa cum văd eu, este aceea de a asigura o funcționalitate maximă a Consiliului. Dacă Consiliul Județean în interiorul lui funcționează la capacitate maximă, atunci rezultatele se văd în interior.